Cum a fost prima oară când ne-am sărutat? Clip! Bro, salutare bășacanilor! Ce faceți? Astăzi suntem alături de Cezara aici și astăzi facem... Cezara? Astăzi facem cum a fost prima dată cu... SNIK! Bun, am lăsat întrebări pe Instagram, nu știu, nu le-am citit până acum, nu o să-mi placă, dar asta este. Nu uitați să lăsați un like pentru că odată vedeți clipuri cu mine și cu Cezara. E al doilea clip. E al doilea clip, odată vreau să fac un clip cu ea, așa că hai să trecem la treabă. Deci ce o să asta e clipul lui Cezara, nu dați vina pe mine, asta e ce-o fi, o fi, Doamne ajută, hai să te văd. Cum a fost prima dată când am filmat o reacție? Asta e valabil amândoi, adică, da. Nu știu, eu îmi puneam un microfon într-o cameră, într-o ceașcă, cum ar veni pe o boxă portabilă și... Prima mea reacție a fost la Panamera. Atunci am aflat de ea, dar zic, cine e asta, frate? Băi, și 6 luni mai încolo cu ea în gang, adică da. Ca să vezi cum e. Prima mea reacție a fost cea mai oribilă chestie, plus că... Știi cum își face clipurile ce da? Așa, salut, bine v-am găsit la un ureție. Mamă, da. Mișto acolo, fain cadru. Ce tare, da. Da, da, eu... Da. Mă așteptam la... Nu știu la ce mă așteptam. Asta e fata foarte amuzată, pentru că eu am făcut reacția aia ce am văzut că e pe trending Lino Golden, dar nu știam cine e Lino. Dar sigur știam, pot să pun pariu că știam. Ba, să se întâia ceva cu Jordan, cu asta, dar nu era, pentru că eu știu că nu era cu YouTube în România. Ți-am închis telefonul și nu știu să... Pe acolo, pe dreapta, ce avem? Asta, hai, acolo. De asta nu filmez eu cu Cezara videoclipuri, în caz că vă întrebați, pentru că un videoclip de 15 minute ajunge la o oră. Nu știu cum ajunge la o oră, dar ajunge. Cum a fost prima dată când am făcut sală? Ai făcut sală? Faci. Adică recent, ar trebui să ții minte că e recent. Aveam brațul ca lui Cezara, să moară băieții mei, că așa mi era și mie brațul. Nu puteam să ridic greutatea, că așa avea să ducească. Deci n-am făcut nimic, doar am făcut poze, așa. Să las sală, băieți, să las sală, o? O, da, o. Și lucrez aici, mamă. Cum a fost prima dată când v-ați cunoscut? La Mit, la București? Da. Mit, 23 iunie, Park Lake, București. M-a enervat atunci pentru că erau toți în camera mea și tipa asta stătea acolo din televizorul, stătea efectiv așa pe masa televizorului și zic, bă, cine e asta? Și vorbeam cu lumea pe acolo, mă puneam și surpriză. Bă, nu știu, era cea mai mică. Eu nu cunoșteam pe nimeni de acolo, efectiv pe nimeni. Frate, și tot stătea acolo în camera la mine, zic, bă, cine e asta, frate? Și după vine și a doua zi, bineînțeles, când m-a pus să mă trezesc, eu a venit la noi. Bă, la un moment dat am zis aia cu, bă, hai să filmăm, știi? Da, așa am filmat cel mai mișto clip pe care l-am șters. Mulțumesc, doamna Mădălina Cristescu. Cum a fost prima dată când l-ai bătut pe nenică? Bă, a fost genial. Eu știu că l-am găsit pe SNIK, care îl bătea pe nenică și era pe... SNIK, ce faci? Zic, Cezara, nu-i ceea ce pare. Vreau să-l bat și eu, zic... Ba nu, nu voiam să-l bat, dar voiam să iau de lângă tine. Bă, și-ai mai dat câte fama, Cezara. Trebuie să filmez episodul! Dă-l! Cum a fost prima oară când ne-am sărutat? Când te-ai sărutat, adică când fiecare... Oh my god! Am greșit întrebarea asta! Doamne, cât e greșit o sunat! De ce trebuie toată lumea asta? Pentru că e logic! Cum a fost prima oară când mi-am făcut iubită? Nu mai știu, știu că a fost o chestie de aia, gen de clasa 4 în care te place și așa... Ba nu, am avut un iubit într-a întâia! A fost cea mai drăguță relație! Da! Nu știu că... Nu s-a terminat, adică nu m-am despărțit de clasa 1, clasa 1 am avut o singură relație. Ba, tăceți! Gata! Mulțumim! Ți-am bă că să mă perturbă aici ceva pe fundal. Cum a fost prima oară când ați fost în club? Când am fost în club și cu SNIK și... SNIK stătea, eu mă distram, adică eram cu lumea. Nu, SNIK era cu ochii pe aia și SNIK a ajuns să o ia pe sus să plece din club cu ea. Nu, spune asta clip! Nu, spune asta clip! Ba da, nu mă interesează. Cum a fost prima dată când ai luat o notă mică? Când a fost asta? Păi toată viața mea, ce adevărat. La tine, tu ai vreodată când ai luat o notă mică? Dar chiar ce notă ai luat-o cea mai mică notă? Cea mai mică notă cred că a fost un 3. Ai luat un 3? Da, te-am pus așa, pentru că n-aveam nu știu ce la mine, adică... Cum a fost prima dată când ți-a cerut un fan poză? Mai ții minte? Da! Deci ții minte că eram la mall și m-a văzut o fată și era... Tu ești Cezara? Și eram... Mamă, deci m-am simțit ca și cum toată viața mea s-a schimbat brusc și sunt persoană publică și gata. Deci a fost un moment de împlinire așa de mare. Și ții minte pe copila, era brunetă și avea două cozi așa, gen... Da, bine, tu ții minte o grama de-a chestii, adică mi-am dat seama, dar eu nu mai știu, bă, cum a fost și îmi pare atât de rău. Nu e SNIK care editează. Asta. SNIK care editează, dacă nu tai partea asta, pune acum o poză aici cu un hipopotam. O să țin cont de asta. You're amazing. Cum a fost prima oară când ați fost la o întâlnire? Foarte ca lumea, sincer. Adică... Cezara n-a fost. Asta crezi tu, frate? Bă, Cezara este ceea ce nu pare, frate. Adică când o vedeți pe Cezara așa mică, drăguță, ca așa, nu, frate, nu e așa. Adică pe viața mea, nu e așa, frate. E un diavol, frate, din care sare. Bă, deci își consumă toată energia, frate. După e rău, deci nu mai pot să plâng așa. Și după în 2 ori, mamă, iară, așa, tot așa, să moară. Picare, simt! Ce dracu ai, băi, și tu în ce? Cam atât a fost cu acest minunat vlog. Ne vedem data viitoare. Nu uitați-vă, abonați-vă la canalul lui Snica, tu exixași, Cody și toată lumea. Și Cezara v-am pupat. Uite și mi-a pus Cezara la gând. Mi-a pus gardă. Dar și noi o să-i punem un SNIK mai încolo.